George Ograru a savurat din plin succesul echipei sub 17 ani din finala Cupei Elitelor. Director tehnic al Academiei de Fotbal Steaua București, George privește cu încredere spre următoarele două finale pe care elevii lui Cătălin Dănilescu și Sorin Călinescu le-au de disputat săptămâna viitoare. George, ce concluzii putem trage după această finală în care Steaua s-a impus cu 3-0? Primul rând ne bucurăm foarte tare că au avut un meci bun. Au avut un meci bun, a doua repriză foarte bună. Am reușit să marcăm, am controlat meciul, au fost multe momente din joc în care am fost sigur de cum va decurge meciul. De asemenea, faptul că jucătorii au pus în practică principiile pe care lucrăm de ceva vreme încoace ne-a bucurat foarte mult. Am văzut goluri frumoase, am văzut o evoluție foarte bună a jucătorilor, atât individuală cât și colectivă. Și cred că rezultatul final este unul corect. Am mai avut ocazii importante, n-am reușit să marcăm, dar atunci când câștige o finală cu 3-0 contra unui adversar foarte puternic, ne dă speranțe că și finala de săptămâna viitoare poate să fie tot în favoarea noastră și poate și Supercupa, poate reușim să facem tripla. Sezonul foarte bun făcut de echipa Under 17 arată un lucru concret, faptul că Academia Steaua produce valori? Da, au avut un sezon extraordinar, dar toate echipele noastre care au jucat la elită au avut un sezon bun. Tineretul a pierdut calificarea în semifinale pentru un gol. Celelalte echipe toate s-au calificat în play-off, au terminat în primele 3-4 echipe și ne bucurăm foarte mult că am făcut un pas atât de mare, un salt atât de mare, atât de repede. E într-adevăr un start bun și putem să construim pe rezultatele astea. Ce transmiți echipei, atât staffului cât și băieților, pentru celelalte două finale? Voi fi aproape de ei și o să le transmit cât pot de aproape, să aibă curaj, să joace cu personalitate. Suntem Steaua, trebuie să o arătăm pe teren și trebuie să fim motivați așa cum am fost astăzi la fiecare dintre cele două finale. Săptămâna viitoare, Steaua București U17 va întâlni de două ori pe Universitatea Cluj U17. Mai întâi luni, 29 mai, de la ora 11 la Mogoșoaia, în finala campionatului Ligii Elitelor sub 17 ani, iar apoi sâmbătă 3 iunie de la ora 10 pe stadionul Steaua în finala Supercupei Elitelor U17.